Neața bună, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, vă spunem azi miercuri 8 ianuarie. Ne-am întors din nou ca să facem show, e miercuri, suntem la jumătatea săptămânii de muncă, nu? La jumătatea săptămânii de școală, prima săptămână de școală din acest an. Și iată-ne, porniți cu forțe proaspete după relaxarea de Revelion, dar nu știu ce relaxare a fost din moment ce în perioada sărbătorilor peste 500 de sădmăreni au solicitat ambulanța. Nu, cel mai interesant, am auzit asta, ăsta a fost cel mai interesant caz, acum relativ recent s-a întâmplat. O domnișoară a sunat la 112 să vină repede că i s-a rupt tocul. Tocul, păi mamă, cine te-a pus să te urci pe șalupele alea? S-a cocoțat fata și când i s-a rupt un toc, n-am mai știut ce să facă. Da. Salutăm prezența, dar își face simțită prezența și operatorul nostru de platou, Mr. Stelian Clipaci, care întărește echipa ceaiului de dimineață. A venit alături de maestru butoanelor, stăpânul mixerelor, Florin Cățoiu, și domnul Ciobi, cel mai bun cameraman, transmițător, emisionist, redactor, șef, reporter și realizator, domnul Ciobi Toși. Așa, pe care l-are Norvest TV, am uitat să spun. Și când l-am văzut pe Stelian, am zis, băi, dar ne-am scăpat de Ciobi. Nu, vine Ciobi, n-a scăpat doi de mine, he. Dragi telespectatori, da, l-am văzut din nou pe Adrian Năstase luând drumul penitenciarului. E foarte tare. E foarte tare în sensul că, iată ce declară DC News, aveam informații, deci asta este declarația lui Năstase, aveam informații că hotărârea s-a luat înainte de anul nou, răzbunarea politică făcută printr-un judecător. La o zi de la începerea executării pedepsei în dosarul Zambacci, am fostul premier Adrian Năstase publică pe blogul său primele gânduri referitoare la sentința de condamnare a sa la 4 ani cu executare pentru luare de mită și șantaj. Fostul lider PSD dezvăluie că înainte de anul nou primise informații din zona Cotroceni, potrivit cărora se stabilise înainte de 6 ianuarie data oficială a pronunțării ca soții Năstase să primească închisoare cu executare. Luni după anularea sentinței în speța sa, anunțarea sentinței în speța sa, Năstase le declara jurnaliștilor care l-așteptau în fața imobilului din Zambaccean că nu se aștepta la o astfel de hotărâre. Da, interesant povestea, da, mai interesant aia cu domnul ăsta care a fost adus cu FBI-ul din Statele Unite, a fost prezentat ca marele devalizator al CFR-ului, domnul Mihai Nicolaiciuc. E, ăla a fost achitat. În condițiile în care cumpăra la 100.000 de lei vechi, la 10 lei cuiu, la 50.000 de euro o roabă, deci ce jaf de proporții a fost la CFR, dragi telespectatori, un bec la 2 milioane și așa mai departe. Deci 200 de roni, un bec. Nu știu, probabil avea ăsta în mijloc miezul din aur. Și partea sticloasă nu era sticlă, era cristal de boemia. Nu știu, dar ăla a scăpat. Ăla este achitat. Pe urmă s-a aflat că dumnealui a săltat în postul de director general al CFR-ului din postul de director al regionalei Iași. Acum, ghicitoarea mea, cine l-a pus pe ăla, pe Nicolaiciuc, șef la regionala Iași? Păi cum cine? Actualul președinte, domnul Traian Băsescu. Cu cine făcea afaceri domnul cu care Nicolaiciuc ăsta a devalizat CFR-ul? Bucșaru, domnul Bucșaru, știți cu cine făcea afaceri? Cu domnul Dorin Cocoș. Vă spune ceva numele ăsta? Dorin Cocoș? A? Păi cum nu? Domnul ministru, adică soțul ministresei, adică soțul domnei Udrea. Vedeți cum se leagă toate? Ăla a scăpat. Deci ideea care ar fi? Dacă furi, să furi să le ajungă și altora. Că dacă ai furat numai pentru tine, ai mușcat-o, te-au încălțat. Dacă le ajunge și altora, trai nineacă, achitare, achitarea moarte n-are. Din faptul că s-a aflat de la traducătorul autorizat că el s-a oferit să fie agent sub acoperire pentru FBI în Venezuela cu o singură condiție, să nu-l trimită în România, ce denotă asta? Ce înseamnă asta? Înseamnă că se simțea vinovat omul, știa că
a greșit, că a furat așa cât nu i-a fost rușine și uite că scapă. Basma curată. După nu știu câte zeci de milioane de euro furate. În orice caz se spune că e vorba de peste 50 de miliarde de lei. Ca o așa, i-a făcut bucșarul ăla o hală. La hala respectivă avea exact 8 geamuri. Pe lângă faptul că l-a costat 650 de milioane de lei instalația electrică, ce trebuia să fie livrată la cheie, bănene, era sublimă, dar inexistentă. Adică, în momentul în care s-a predat, n-avea hala nici becuri. I-au pus 8 geamuri. La cele 8 geamuri, știți cât au calculat că au nevoie? 460 de balamale și 500 de kilograme de cuie. Ca să monteze 8 geamuri! Nene! Metru pătrat de mochetă pentru baza lor a CFR-ului era undeva la 4 milioane de lei vechi. De jaf. De cine a fost susținut domnul? De doamna ministru a transporturilor, Anca Boagiu. A cui prietenă era doamna Anca Boagiu? Cine a propulsat-o? Cine a numit-o în postul respectiv? Fostul ministru al transporturilor, care era numele lui? Traian Băsescu. Toate se leagă, dragi telespectatori. Întotdeauna e bine să te uiți puțin și ce e în spatele afacerii. Nu să privești sec informația din față, pentru că așa s-ar putea să auzi ceva, să n-auzi ceva. Dar dacă n-auzi nimic, zici, băi, săracul ăsta e nevinovat și când l-au purtat ăștia, a cheltuit statul român o groază de bani să-l aducă din America. Dar pentru ce? Între timp s-ar putea ca din dosar să fi sărit niște acte, că așa e la modă la noi. Au acces cu toții la dosar și zboară exact alea esențiale. Și pumă nu se confirmă cele sesizate de CFR, de Ministerul Transporturilor, de așa mai departe. Dar eu pun o întrebare. N-a văzut nimeni ce face ăsta până când nu s-a făcut gaura cât casa? În momentul în care era uitat întica, nu a văzut nimeni? În momentul în care s-a făcut mai mare, ăsta a început să-și facă piscine, treburi, figure, aranjarea sării restaurantului de la ei, de la CFR, a costat vreo 1,5 milioane de euro. Deci o sală de restaurant, păi dacă îmi dai 1,5 milioane de euro, îți fac un restaurant cu hotel deasupra, de 7 etaje, cel puțin, și dotat a la Neckerman. Dar chiar nu l-au văzut sau n-au vrut? Asta este întrebarea. După cum vedeți, încă la noi justiția e pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ce să te faci? Din păcate, asta este România noastră. Da? Am văzut-o și pe doamna aia învățătoare, Dana Blându, care îi făcea pe părinți, doar nu sunteți oi, nu sunteți cartofi, v-am spus, organizați-vă. Ce, 500 de mii, doar 500 de mii cadou? Mamă. Și da, cumpărăm cadouri și la bodyguards, la femeia de serviciu, la informatician, la bibliotecară. La întrebarea unui părinte, doamnă, dar pentru ce? Pentru că sunt în comunitate. Și când v-ați asumat intrarea la o școală de fițe, v-ați asumat tot pachetul. Mamă, că ăsta e spiritul românesc, e politica românească, balcanică, să se ofere. Cât de important e să oferi ca să nu rămână copilul tău sărac în suflet? Vai, Doamne! Și asta ar fi fost bună de politiciană. Am fost profund revoltat. De ce? În satul mare nu mi s-a cerut niciodată. Sunt și eu părintele a doi copii. Dar nu mi s-a cerut niciodată. În schimb, dacă eu vreau să dau, eu, nimeni nu mă poate împiedica. Nimeni. Nici să-mi interzică. Dacă mi interzice, e mai rău, pentru că stimulează mine tentația fructului oprit. Dacă a venit un părinte la mine, de-a lungul timpului, că am avut așa copii în diverse, așa, la diversi profesori, învățători, diriginți, așa mai departe, și a zis, hai să dăm, dacă eu consider că e ok, dau, dacă nu, nu. Dar nu că vine o neica nimeni să mă scrofolească pe mine, să mă facă. Dar nu sunteți oi, nu v-ați organizat, nu sunteți cartofi. 3 premii de așa, 3 cadouri de Crăciun pentru profesor și pentru director. Dar ăla la director ce? Are bube. Mă, poate ai tu bube, nu directorul. M-aș dori, sincer, deci vă spun, m-aș dori să văd pedepsit exemplar. Nu pentru faptul că a cerut. Adică tu ceri și te mai și rățoiești la oamenii ăia care, știți vorba lui Păunescu, ce părinți? Niște oameni acolo și ei, care știu cu durere
ce e 100 de lei. Și asta efectiv încerca să-i belească, să-i spolieze de bani, nu altceva. Tupeu, tupeu de la jegos, dragi telespectatori. Și atunci cum să nu fii revoltat când o vezi? Că ți-e atât de dragă încât îți vine să... Nu, mai bine nu spun nimic. Da, avem și azi, dragi telespectatori, amândouă cotidienele locale. Trecem imediat la revista presei, nu? Înainte, da, dă-le de aproape. Așa. ETT. Ai dat, n-ai dat, ce faci? Da, bine. Stau aici. Bun. Se mulțumește. Da, să vedem la vreme. În timp ce la americani, până și în partea de sud, în Florida, s-a făcut minus 12 grade. Vă dați seama, ăștia nu erau obișnuiți. De unde? Cred că aveau geaca în dulap care era bunicului și bunicul murise de vreo 20 de ani, cel puțin. De 20 de ani nu s-au semnalat asemenea temperaturi scăzute în Statele Unite. New York în gheață, la minus 20 de grade, frumos. A venit peste ei Polul Nord. La noi încă este ok, deși parcă văd așa pe ansamblu o anumită scădere în decursul săptămânii ce urmează. Da, 2 grade Celsius în acest moment la Satu Mare. Avem prognozat o maximă de 9 grade, o minimă de 4 grade, cer parțial noros. Pe mâine cer acoperit, 8 grade Celsius maxima, 2 grade minima, vedeți cum scade. Pe vineri, 8 grade Celsius maxima și 0 grade minima. Pe sâmbătă, cer parțial noros, 8 grade Celsius maxima, 3 grade minima. Duminică, 12 ianuarie, posibil ploaie, 7 grade maxima și fiți atenți când mergem în jos, minus 1 grad minima. Luni deja, 5 grade maxima și minus 2 minima, iar marți, 6 grade maxima, 0 grade minima. Bun, astea bine am spus, să vedem cine s-a născut pe 8 ianuarie, să se ridice sus. Să vedem cine s-a născut pe 8 ianuarie 1910. Galina Sergeevnaia Ulanova, balerină rusă, decedată în 1998. 1912, José Ferrer, actor puertorican. 1923, Larry Storch, actor american. Și Johnny Wardle, jucător de cricket englez. Mamă, numai pe ăsta nu l-a știut. 1924, Ron Moldy, actor englez. 1926, Evelyn Lear, soprană americană. Cine mai e? Hanae Mori, are un nume, da, designer vestimentar japonez. Și Supi Sales, comediant american. 1928, Manole Marcus, regizor român de teatru, decedat în 1994. 1931, s-a născut Bill Graham, promotor german de muzică. 1934, Jacques Anquetil, ciclist francez, foarte interesant. Roy Kirner, actor englez. 1934, s-a născut Alexandra Ripley, scriitor american. 1935. Tutti frutti, auruti. Tutti frutti, auruti. Ladies and gentlemen, e ziua de naștere a regelui Elvis Presley. 1935, ai, 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 ai. Da, Elvis Presley, cântăreț și chitarist american, supranumit regele rockului. 1937, Shirley Bassey, cântăreață galeză de jazz. 1938, Bob Eubanks, gazda americană de show concurs. 1941, s-a născut Graham Chapman, comediant american. De unde Dumnezeu îi tot scot pe ăștia? O să spicuiesc că sunt anaibii de mulți, da. Și ajungem la 1942, una dintre cele mai luminate minți ale planetei, Stephen Hawking, fizician și autor englez. E vorba de celebru fizician care este imobilizat într-un cărucior, cel care iese și enunță câte o teorie de picăm toți pe spate, periodic. E foarte tare omul. Cred că, nu știu, are un coeficient de inteligență undeva pe la lui Einstein. Cred că e egal. 1946, Robbie Krieger, muzician american, membru al grupului The Doors. 1947, David Bowie,
muzician și actor englez, se spune la mulți ani. Așa, 1954, Lucian Vasiliu, scriitor român. 1959, Paul Hester, toboșar australian, decedat în 2005. 1961, s-a născut Calvin Smith, atlet american. 1967, Michelle Forbes, actriță americană. 1969, R. Kelly, cântăreț american. Nu cu R. Kelly urmează să cânte Lady Gaga următorul single, ba da. Așa, 1971, Jason Giambi, jucător de baseball. 1972, Giuseppe Fazzali, fotbalist italian. 1973, Mark Knight, creator de jocuri video englez, designer de sunet și cântăreț la vioară electrică. Dar Mark Knight e mai nou și compozitor, compune și mai și mixează, e și DJ. 1977, Amber Benson, actriță americană. 1978, Marco Fu, jucător de snooker din Hong Kong. Păi da. 1979, la mulți ani cu sănătate, să vă dea viața tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. E ziua briliantului, dragi telespectatori, extraordinarul, talentatul mingicar de cartier, Adrian Mutu. S-a născut pe 8 ianuarie. Să-i spune la mulți ani multă sănătate, fericire și o retragere cât mai glorioasă. Că nu mai are mult săracul, nu știu, am auzit că va juca nu știu unde, la Ploiești, la Vaslui, la Răstăcărații de Vale, la Adunații de Sub Copăceni, ceva de genul. Așa, 1983, Chris Modetsky, luptător profesionist american. 1985, Rachel Lampa, cântăreț american. 1986, Jacqueline Linetsky, actriță canadiană, decedată în 2003. Încurc literele că n-am băut nicio cafea astăzi, dar în prima pauză promit să bag așa la foc automat o cafea stereo, știți cum e aia? Două, și în stânga și în dreapta. Așa, ce mai avem? Da, foarte interesant. Sărim peste asta. Și noroc, domnul Florin, mi se pare mie sau ai strănutat? Am auzit. Și tu l-ai auzit. Te-a auzit în căști, domnul Stelian. Cred că eu de fapt am auzit din căștile lui. Da. Să facem revista presei și începem cu Gazeta de Nord-Vest, care titrează: primarul Dorel Coica poftește la Spitalul Județean. Măi, o fi bine, o fi rău, nu pot să mă pronunț până nu aprofundez puțin situația. Dar nu are domnul doctor clinică? A? Are. Și ce are dacă face și un... Nu mă pronunț. Anul 2013 a fost unul bun pentru județul Satu Mare. Editorial despre criza morală și cea materială, semnat de domnul Ion Rațiu. Sărbătoare în cetatea ortodoxismului. Ai de capul meu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 preoți am numărat eu aici și preasfinția sa Iustin Sigheteanu, dumnealui, i-au pus și covor în față. Da, covorul era cu... Băi, nu merge, hai că trebuie să arătați fotografia asta, că e istorică, e antologică, e... Ia uite. Vedeți covorul, a? V-am spus? Eu am numărat 12 preoți și preasfinția sa, episcopul vicar Iustin Sigheteanu. Unde? La Scărișoara Nouă, care a fost denumită Centrul Ortodoxismului, Cetatea Ortodoxismului. Vânătoare de mașini abandonate. O, ce bine! Am una în curte. O tot trage ăla pe unde vrei, pe unde nu vrei. Un rablament de ăla în care a murit Ceaușescu are niște găuri în caroserie și a lipit cu scoci pe acolo. Ce mă deranjează? Păi a parcat pe locul pe care parcam eu de obicei. Asta mă deranjează. Și a lăsat-o acolo să face că plouă. Deci a înțărcat bălaia. Scroafa e moartă în coteț. A pus-o exact pe locul pe care parcam eu. Și normal că mă deranjează. De ce? În condițiile în care individul mai are o mașină pe care o trage tot lângă ea. Și eu n-am unde să parchez. Mă deranjează? Da. De ce? Pentru că nu se plimbă cu ea. A adus-o și a lăsat-o acolo.
cum la voia lui Dumnezeu. Patru tineri sălăjeni prinși la carei după urmărire ca în filme. A venit poliția cu muniția, nimeni nu se poate să oprească mafia. Da, i-au oprit pe ăștia, știți de ce? Că nu erau mafia, erau găinari. Olimpia la startul pregătirilor. Așa, despre asta o să ne spună mai multe domnul Florin Mureșan. Castorica aberează în continuare, rubricuța mica lui Castorica, da, pamfletul pe care eu nu pot să vă citesc, că știți, are unii termeni licențioși. Așa, nu arăta mai mult, ajunge, prietene, e destul, așa. Arată-mi pe aia, exact lângă rubrica cu Castorica. Patru tineri sălăjeni prinși la carei după urmărire ca în filme. Da, aici e cu meseria brățară de aur, în unele cazuri e cătușe de oțel și... ilustrarea vie a melodiei Haiduba, 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 din filmele indiene cu poliția, Haiduba. Da, patru tineri sălăjeni au fost reținuți luni de profesioniștii polițiști din care, după ce au fost depistați în flagrant în timp ce furau bunuri din autoturisme. Suspecții se află acum în arestul poliției, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru furt calificat. Din ancheta polițiștilor a rezultat că cei patru tineri au comis 8 furturi din autoturisme parcate în carei și alte 2 din localitățile Săcășeni și Sărăoad. Valoarea bunurilor furate, dar recuperate, ridicându-se la suma de 5.000 de lei. Bun. Furt din proprietate privată. Și atunci te întrebi, nu îți vine să le faci ăstora dantura? Cu cheia franceză, să le repari. Polițiștii au extins cercetările, existând indicii că suspecții au mai fost implicați în comiterea altor infracțiuni de acest gen. Unde s-au dus ei la furat? La care? Și cum i-au prins? Păi e foarte simplu. La care la ora 11 se stinge tot. Se stinge tot. Și cine iese pe stradă îl vede din capătul ăla alta careiului. Așa că au fost suspecți din prima. În momentul în care au intrat în oraș, o patrulă de poliție a comunicat: vedeți că avem o mașină cu număr de sălaj. Și unde vine nene? La cazinou. Păi n-avem cazinou. Atunci unde vine? Păi vine la piscina de noapte. Păi n-avem piscină de noapte, i s-a spus de la dispecerat. Unde vine, mă? Păi la cabaret. N-avem cabaret. Bă, atunci poate vine la furat. Păi hai să vedem. Și așa i-au prins. Da? S-au transmis din mașinile serviciului de pază și ordine care îi se văd așa, una în capătul ăsta, la alta bulevardului spre Satul Mare, una în capătul bulevardului spre Oradea. Și să cam văd una pe alta și e clar că a intrat ăsta la mijloc între ele și au zis, bă, ce facă ei acolo? Păi probabil își țin ziua de naștere. În mijlocul parcării, mă, noaptea la 4, la 3. Ce patru tineri din localitatea Pusta. Nici nu știam de existența acestei localități. Județul Sălaj au pornit duminică spre carei cu un autoturism plănuind să fure acumulatori auto pe care se valorifice apoi la centrele de colectare a fierului vechi pentru a face astfel rost de bani. Nu, rectificăm. Eu aș spune pentru a face un ban cinstit. Așa. Da, au încercat să scape, polițiștii au prins tocmai în acțiune, au reținut pentru furt. Patrula de siguranță publică formată din poliție și jandarmi care supraveghea duminică noaptea după ora 4 zona străzii Constantin Zăgănescu, din care a fost prima care a suspectat o încălcare a legii. Aceștia se aflau în mașina lor încărcată cu bunuri furate. 10 acumulatoare auto și 3 radiatoare, iar în momentul în care polițiștii s-au apropiat pentru a legitima, aceștia au demarat ieșind din municipiu. Deși suspecții au încercat să-și asigure scăparea, echipajul de poliție a pornit cu autoturismul în urmărirea lor, iar la intrarea în localitatea Pișcol, tinerii au abandonat mașina cu toate bunurile furate și au fugit pe câmp. Astfel, în căutarea suspecților au fost cooptați și polițiștii de investigații criminale din Carei, precum și cei din cadrul secției 15 Poliție Rurală. La scurt timp, un agent de poliție rurală și un polițist de frontieră au reușit să-i prindă pe 2 dintre tinerii implicați în furturile din autoturisme, Florin C. de 20 de ani și Călin C. în vârstă de 29 de ani. Ulterior, continuând cercetările, polițiștii au depistat și pe ceilalți 2 suspecți. Florin C. în vârstă de 22 de ani, Dorel R. în vârstă de 21 de ani, astfel încât pe numele celor 4 tineri care au fugit de la locul faptei au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore. Între timp, proprietarii autoturismelor descoperă
descopereau că mașinile le-au fost sparte și că le lipseau bateriile ori radiatoarele. La sediul poliției din care însă proprietarii păgubiți și-au găsit bunurile furate pe care polițiștii le recuperaseră în timpul nopții. Bravo, poliția! Așa vă vreau! E al doilea articol pozitiv despre poliție în această săptămână, după cazul polițistului care a scos pistolul ca să îl oprească pe tânărul care n-avea nicio treabă. El conducea limuzină și... ce reguli de circulație, băi? Ești fraier? Tu știi cine e tata? Hm? Ce reguli de circulație vrei? Câte permise vrei? Am vreo 7 în buzunare. Pe care îl vrei oare? Ăla galben, ăla roșu, ăla albastru, eu le-am personalizate, frate. Da? Așa. De ce i-au prins? Pentru că ăștia au fost niște fraieri. Au venit să fure la Carei fără să cunoască geografia locului. Nu mai bine furau în Zalău? Unde știau? Uite, nene, dacă fugi pe acela dreapta, nu dai în câmp. Că dacă dai în câmp, te găsește, te vede, nene. Mai ales dacă vine aia de la poliție de frontieră, că unul a fost de la poliția de frontieră. Își pune ochelarii aia cu termoviziune, știți, ați văzut filmele cu Van Damme și cu Steven Seagal când ia curentul și își pune aia și curăță pe toți. Ba, înainte bate la ușă și întreabă unul, cine? Victor de la curățătorie. Și când intră cu ochelarii aia, tu, că îi vede. Da? Așa s-a întâmplat și acum. Fraierii s-au dus pe câmp, un loc mai bun nici că puteau să găsească. Da, luăm publicitate, dragi telespectatori, știri, toate cele în calup, în pachet, videoclip și ne întoarcem. Neața, bună, bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Iată că după ce pe 31 decembrie anul trecut l-am avut invitat pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, domnul Mircea Govor, ieri l-am avut invitat pe președintele Consiliului Județean Satu Mare, domnul Adrian Ștef, fotografia ieri la pagina 3. Pagina 3, dumnealui declară, anul 2013 a fost unul bun pentru județul Satu Mare. Președintele Consiliului Județean Adrian Ștef declară că anul trecut a fost un an bun din punctul de vedere a realizărilor, semnează Saz Loran. Președintele Consiliului Județean Satu Mare Adrian Ștef a făcut o scurtă trecere în revista anului 2013 și a prezentat obiectivele pe care și le-a fixat pentru anul în curs la emisiunea Ceaiul de dimineață, difuzată de postul de televiziune Nord-Vest TV. Potrivit celor declarate de președintele Adrian Ștef, anul 2013 a fost unul bun pentru județul Satu Mare din punct de vedere a promovării turistice, al investițiilor în infrastructură rutieră, în sistemul sanitar. Așa, anul trecut Satu Mare a fost primul județ din țară care și-a desemnat un sfânt protector în persoana sfântului Ioan Botezătorul. De asemenea, președintele Adrian Ștef a remarcat buna colaborare pe care o are cu vicepreședintele Mircea Govor, liderul PSD Satu Mare. Județul motor al dezvoltării economiei, investiții în infrastructura rutieră, realizări în sistemul sanitar, primul județ cu un sfânt protector, descentralizarea decurge prea lent, o nouă strategie de dezvoltare, o colaborare bună cu vicepreședintele Govor sunt subtitlurile acestui articol pe care îl găsiți în pagina 3, Gazeta de Nord-Vest. Așa. Ce mai avem? Polițiștii locali vânează mașinile abandonate. Pagina 7, Gazeta de Nord-Vest. Chiar ne este prezentat o rablă care n-are nici măcar număr de matriculare. Bănuiesc că în asta a murit Ceaușescu la Târgoviște. Așa. În cursul lunii decembrie, pe raza municipiului Satu Mare, au fost depistate 10 autoturisme uitate de stăpâni. Potrivit bilanțului poliției locale Satu Mare, în cursul lunii decembrie, pe raza municipiului, au fost depistate 10 autoturisme abandonate. Tot în aceeași perioadă, polițiștii locali sădmăreni au aplicat peste 410 sancțiuni contravenționale în cuantum total de peste 63.000 de lei. Doar nu s-au pus pe treabă. Așa. Un autoturism abandonat, ridicat. Au identificat 10 și au ridicat 1. Totuși, ar trebui să miște mai multe din loc, da? Asta e faină. De asemenea, mai a fost aplicată o amendă de 500 de lei unui căruțaș. Păi, de ce le era defect sistemul de direcție la cai? Așa. Probabil semnalizarea era deficitară și, bineînțeles, polua fiind
vehicul cu tracțiune bălegoasă lăsa pe asfalt unele dejecții, da? Iar la HCL numărul 149-2012, privind aprobarea regulamentului de funcționare a sistemului privind controlul, limitarea și taxarea staționărilor în municipiul Satu Mare, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de 2.000 de lei. Au mai fost aplicate amenzi în valoare de 25.360 de lei pentru nerespectarea legii privind circulația pe drumurile publice. Da, mai nou au atribuții și în circulație, așa că... Da. O reclamă foarte interesantă în pagina 9, Gazeta de Nord-Vest, colț dreapta sus, tu ai făcut primul milion. Din banii tăi, contrabandiștii au reușit deja. Nu sprijini contrabanda cu țigarete. Așa, situația contrabandei cu țigarete în regiunea Nord-Vest. 34% din țigaretele de contrabandă din area nord-vest provin din Ucraina. Țigaretele cu timbru de Ucraina înregistrează o tendință de creștere cu circa 15 puncte în primele 3 luni. 22% este cota de piață a comerțului ilicit cu țigarete în regiunea Nord-Vest. Regiunea Nord-Vest rămâne una dintre cele mai afectate de contrabanda cu țigarete, cu o creștere de 8 PP în ultimele 3 luni. Da. O singură dată cred că am fumat, am primit de la cineva un pachet de țigări de Ucraina. Dar vă spun ceva, nu e același blend, nu e același taste, gustul. Nu. Din păcate, lovit și eu de viciul ăsta de fumat. Și se știe. Îl dăunează grav sănătății. Nu recomand nimănui. Încerc să mă las. În fiecare zi mă las, de fapt, de câteva ori. Da? Încerc din răsputeri să mă las și uneori reușesc mai mult timp să mă abțin. Alte ori, sorry. Da, dragi telespectatori, le-au găsit pe alea cu... Wow! Topul vedetelor cu cele mai frumoase picioare din lume. Florin, ai luat fotografiile de acolo? Așa. Pentru vedetele de la Hollywood, în ordine, că le-am pus câte un număr în față. Picioarele sunt cele mai redutabile aturi. Este greu de imaginat, însă cât efort trebuie să facă aceste vedete pentru a se menține în cea mai bună formă. Fără îndoială, natura a fost generoasă cu ele, dar asta nu este întotdeauna de ajuns. Iată topul femeilor cu cele mai frumoase picioare din lume, dar și secretele care le plasează în acest clasament. Pe locul întâi, Cameron Diaz apare mereu în fruntea topurilor. Mamă, ce țombe de cangur! Ai de mine și de mine! Da? E frumușică tare, n-are asemănare și va conduce Hollywood-ul din zare în zare. A, e în luptă veșnică cu Bollywood-ul, cu aia indieni. Dar n-are probleme pentru că indiencele poartă rochile mai lungi. Da? Așa, zice că pentru aceste picioare frumoase e nevoie de multă muncă. Noroc că vedeta iubește sportul și nu lasă să treacă prea mult timp între două antrenamente. Bun, numărul 2, locul 2. E actrița mea preferată, e frumușică. Wow, Jessica Alba. Lucrează de mult timp, ia uitați-vă la ea. O frumusețe de fată, păpușă, originală americană, cauciucată. Siliconată, voiam să zic, da? Lucrează de mult timp cu antrenoarea Ramona Braganza. Ramona a declarat că la un moment dat, da, a declarat la un moment dat că o însoțește pe Jessica aproape oriunde are filmări. Nu mă dă pe mine, dă fata aia că e frumoasă, țuc-o tata s-o pupe. Da? Așa. Oriunde are filmări și împreună fac antrenamente în orice condiții. 3. Locul 3. Jennifer Aniston. O altă apariție de senzație. Da, e frumoasă. Care la 43 de ani cât? 43 de ani și are așa picioare. Ce mai? Frumușică. Dar are un tonus de invidiat, musculatură de afroamericană, pentru că în afară de regim alimentar mai sănătos, face și mult sport. 4. Eva Longoria. Wow! Da! Cum ar putea fi catalogată? Super bunăciune! La 37 de ani arată ca la 27. E adevărat că bea cam 3 litri de apă pe zi pentru și a eliminat din dieta zilnică hrana procesată. 3 litri de apă pe zi? Atât bea și o cămilă. Și 5, Megan Fox se străduiește ca după nașterea băiețelului ei din octombrie să revină la forma perfectă de dinainte de sarcină. S-a spus despre ea că de fapt n-ar fi cine știe ce frumusețe, că ar fi cheltuit peste 60.000 de euro pentru diverse intervenții chirurgicale și chiar ea însă și-a mărturisit într-un interviu că e foarte nesigură pe ea și abia are curaj să se privească în oglindă. Dar e foarte frumoasă fata, nu există. Deci
Astea 5 sunt într-adevăr originale americane, cauciucate, super siliconate, picioare, frate. Da. Luăm acum pauza publicitară, ne întoarcem cu invitații zilei, rămâneți alături de noi. Da, dragi telespectatori, am deja atâta cap cât televizorul dumneavoastră, doar că nu se vede, îl simt eu, că mi-este greu pe umeri, au sosit invitații, au atât de multe, un asemenea volum de informații n-ar putea procesa nici cei de la CIA, vă spun eu, cu toate înregistrările și calculatoarele lor, că mi-au povestit deja, ce mai nu moartea căprioarei, istoria struțului. Cu alte cuvinte, avem invitați în această dimineață pe celebrii interpreți ai formației Sincron. Călin, Dani, Adi și Norbi. Ce ai care... zis? Am zis Sincron, mă. Forță, de 1 aprilie. Da, de era bine de 1 aprilie. Mă gândeam că v-a sincronizat foarte bine. De ce? Doi sunteți în cămașă și doi în sacouri. Da, îmi cer scuze pentru gafă. Sincronul nu are decât 3 membri. Eu nu știu cum, de văd 4 și sincronizez. Bună dimineața. A sosit formația Argus. Călin Borșe este unul dintre cei mai buni oratori populari, naratori. Spune și povești, bancuri, snove, glume, povestiri, zicale, așa mai departe. Cimilituri, există și de-alea, da. Și tocmai îmi povestea că i-au schimbat numele lui Norbi. Da, îl cheamă Gheorghe de acum. Gheorghe de la formația Argus. Ziceam că să fie Vasile, era născut de Sfântul Vasile. Hai să... pe el totuși îl cheamă Norbi. Și noi l-am botezat Vasile. Hai pe și un nume românesc. Sunteți deja ca în bancul ăla cu domn părinte și cu piștică. Da, în primul rând, bine ați spus, nu? Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, bine ați venit la mulți ani Ioanii, la mulți ani Sfântul Vasile, a fost de curând. Așadar, la mulți ani tuturor care și-au serbat ziua în aceste zile deosebite de sărbătorile de iarnă. Păi, de vreo 2-3 zile se tot serbează, că de duminică încoace știi că la români sărbătoarea e 3 zile înainte, 3 zile după. Cam așa merge. De fapt, voi știți. Le mulțumesc și pentru calendar celor de la Argus. Sunt foarte dotați. Nu mă așteptam, l-a și făcut, nu? Că alții îl fac prin aprilie, prin mai se gândesc să scoată. Probabil atunci e reducerea. A, așa. Aici e formația. Ia dă-l mai de-aproape. Să-i vedem pe toți. Îl țin de cămașă, mi se pare, pe Adi. Da? Bun. Dragi telespectatori, dumnealor sunt cunoscuți și recunoscuți, văd aici și puteți să-i întâlniți nu numai la televiziune, puteți să-i întâlniți pe site-ul lor www.argussatumare.ro și Facebook, formația Argus. E, acolo mai greu să vă văd că eu n-am Facebook, dar trebuie să sau mă fac. Sau câteodată și pe stradă. La cumpărături la Prozar. Exact. Da. Sau la ceainărie, dar iată că acum dimineața servim ceaiul cu tine. Da, să nu cumpărați de unde a cumpărat Nicolae Ciuc, la 10 lei cuiu. Super tare. În momentul actual, voi sunteți... Începe postul, nu? Nu, cum că începe postul? Acum am început în plin, mai este până la post. Cred că în martie. În martie. Până atunci mai avem posturile decât mine. Mai avem câteva cântări, sigur. Așa. Unde v-a prins pe voi Revelion? Am înțeles că la Poiana Codrului, la restaurant. Da. Și cum a fost? A fost un Revelion foarte reușit, deoarece am avut și invitați de seamă, chiar domnul primar Coica a fost pe la noi. A avut invitați și nu numai că am avut invitați. A făcut cinste, stai, asta e esențial. A făcut cinste sau i-ați făcut voi? S-a petrecut. Da. Sigur că dacă și tot omul de Revelion, un par de șampanie cu toată lumea, a urat de bine tuturor care au fost acolo, prezenți care au fost. Dar am avut ceva mai special. Am avut chiar o logonă în direct. Am avut și un preot acolo și am făcut ceva ce nu se întâmplă zilnic, de obicei la Revelion. Deci un îndrăgostit, cu alte cuvinte, și-a cerut de soție aleasa inimii. Acolo în fața tuturor i-a dat un inel frumos. Și voi le-ați dat dedicație. Și erau prezenți și doi părinți ai Sătmarului, preoți, care, bineînțeles, le-a spus câteva de cuvinte. Bine. Foarte frumos. Și Călin, care seamănă puțin așa din profil cu Dan Bidman, le-a cântat în șoaptă. Ți-am dat un inel. Da. Mare cât inima mea. Cum? Zi.
Da, da, nu, eu le-am făcut doar, se poate urmări și pe Facebook, este filmarea pusă, postată. A spus-o deja. Eu doar am fost complicele, le-am făcut montajul de declarație, l-am chemat pe, așa zisul, băiat. A, păi tu ai fost și regizor și scenarist. Scenarist, exact, și totul a ieșit perfect. Și domnul Adi a dus striptezele, nu? Pe microfonul Adi. N-am adus stripteze, dar... Balerine? Nici barine. A fost destul de domnișoare, doamne, pe acolo care s-au petrecut și a fost totul super ok. Voi sunteți căsătoriți, așa mai departe, da, dar Adi, nefiind încă, dumnealui nefiind însurat, are fanele lui prin cartier. Văd de câte ori suspină fetele când trece Adi pe acolo prin zonă. Mai ales vânzătoarele de la magazinul meu preferat. De ce? Pentru că Adi lasă întotdeauna cel mai mare ciubuc. Nu, Gabi, deci acum chiar nu, nu mai suspină decât una singură și este bine așa cum este acum, la momentul actual. Da? Tensori, Adi? Toate, Gabi, toate la timpul lor, deci de acum încolo, stimă-mă, nu, ăsta va fi un an mai, mai roditor, mai bun, cum a zis și Dani, și un an mai aparte. Schimbare, da, Gabi, schimbare, schimbare totală. Foarte frumos din partea ta, o să ajung la concluzia mea. Nici eu nu mai împrăștiu ciubucul, dau tot unei singure persoane, soției. De acasă, e foarte bine. E foarte bine atunci. Și știi ce zicea Ghiță Munteanu? Spunea, dacă ai nevastă bună, toate în viață îți merge strună. Așa este. Femeia ajută foarte mult bărbatul să... Voi care aveți experiență în căsnicie, nu? Că și Norbi căsătorit. Da. Așa? Da. Norbi, i-ați făcut deja instructajul de protecția muncii lui Adi. Da, cum știe că întotdeauna bărbatul trebuie să aibă ultimul cuvânt în casă. De obicei, da, mami, sigur, mami, așa e, mami. Da, un an. Și după aia, invers. Este o vorbă care există la noi informație, spuneau și colegii și călini. Soarte, măi, Adi, să avem și noi femeia noastră. Cum, mai zi o dată? Soarte și tu, măi, Adi, să fii om la casa ta, să avem și noi femeia noastră. Nu? Primul rând, asta este. Asta e exact ca și Ion când strigă după George. Unde mergi, George? Mă duc la oraș să-mi caut femeia să mă însor. N-o vezi? Să e mândră că dacă nu, ahi numai ta. Da. Cum v-a trecut anul 2013? Am avut un an destul de încărcat cu evenimente. Putem să mulțumim Bunului Dumnezeu că am trecut sănătoși cu bine în 2014 și ne așteaptă din nou un an plin de evenimente și atâta ne dorim să fim sănătoși, să putem să ne ducem la bun sfârșit tot ce am angajat, tot ce am, eu știu, am contractat, să fie, putem duce la bun sfârșit, asta e cea mai mare dorință. Să știi că la finele anului, când am intrat în postul Crăciunului, deci aveam ultima nuntă, înainte de a intra în post, deci când am terminat, ne-am strâns mâna, ne-am pupat, ne-am felicitat, a fost tare ok, pentru că știam ce am avut de la începutul anului și, băi, am zis atunci, oare o să putem duce? Și iată-ne, totuși. Sunt deja o echipă sudată, iar numele acesta, Argus, este deja un brand. Veți onora și invitații de afară? Chiar ieri, pentru că ați fost descoperiți pe YouTube. Chiar ieri am primit o ofertă să mergem anul ăsta în Italia la cântat. Sincer, foarte multe oferte am primit. Chiar ieri s-a întâmplat un eveniment foarte plăcut. Telefon după telefon, parcă s-a întâmplat, parcă ceva le-a țepat de undeva. Dar nu asta e ideea. Chiar am primit să mergem la nuntă în Italia, dar nu putem. Că... Ori Dumnezeu și-a adus aminte de voi, ori trebuia să vă uitați în talpa. Ați călcat în ceva și aveți noroc. Din două una. Glumesc. Gabi, asta cu norocul... E relativ, nu, așa e. Mai ți-l și faci, da. Norocul mai ți-l și ca și ani în spate și... Știi, ca și Ion, când e întrebat, da, ce vrei să ai tu în 2014? O, de trei ori mai mult decât am avut în 2013, la care Mărie și dă una păstă cap. Prostule, în 2013 ai avut 27 de milioane datorii. Da. Deci, cu norocul e relativ, da, și cu dorințele astea puse la această aniversar. Munca în echipă își pune cuvântul totdeauna, dacă suntem o echipă unită, totdeauna punem bazele unei, chiar acum înainte de sărbători am... Și vă înțelegeți din priviri, referitor la următoarea melodie, nu? La cursul programului, cum de cam nici nu trebuie să ne uităm unul la altul, nu mai e necesar nici privirile, de foarte multe ori. Vreau să aduc aminte că în urmă cu 3-4 săptămâni am muncit la un proiect foarte... reușit, adică am făcut 4 colinde care le-am și
filmat în județul Maramureș, au avut un impact asupra publicului foarte, foarte plăcut, surprins, pentru că oamenii au rămas la noi în satul Marinu, nu a fost zăpadă deloc. Și am reușit în o săptămână să facem și videoclipul la melodii și asta e foarte important, foarte... V-ați găsit timp și pentru voi, da, să vă dați cu o chiar noi am făcut un colind pentru iarnă. Muzica le aparține colegilor Ade și Norbi, iar textul am lucrat eu cu Călin. Și a ieșit o treabă foarte ok. Am fost la munte, într-adevăr, la Baia Mare, în zăpadă, în Maramureș. Mi-am dat tot interes. Am dus și copiii, am dus și eu pe nepoțica, pe Iulia, Călin, copiii lui. Am mai dus un prieten de-al formației noastre, un mare fan. Să știi că el e foarte mic de altfel. Nu știu câți ani are Davis. Davis a fost cu noi, cu ținută de aia tradițională Maramureș. Dar, na, copiii... Și cine erau... va filma, Horatiu? Sau pe cine ați dus cu voi? Am dus noi. Un coleg de-a vostru, da. Aici, dragi telespectatori, patru colinde. Acum știu de ce nu s-a simțit în decembrie lipsa veșnicului colindător național Ștefan Hrușca. A început să colinde Argusul. Ei au ocupat golul. Am înțeles că el era plecat prin Canada sau... Acolo locuiește. Am o fotografie cu el datată 15 decembrie München. Deci a făcut un tur așa... Franța, Germania, Italia, Spania și pe s-a dus Canada și ăsta că a zis în România e criză, nu-i mai intră atâția bani pe colinde. Și s-a săturat de colaci și de mere. L-am văzut chiar la prietenul nostru din America. Da, avem un prieten care locuiește în Philadelphia. Acolo și anul acesta a fost acolo la colinat. Ei la o biserică acolo, reprezintă așa ca un fel de asociație, comunitatea română. Da. Și l-am văzut acolo pe Hrușcă, într-adevăr, cu prietenul nostru. El vrea să ne ducă de foarte mult timp în America. E mai greu cu vizele, dar... Cred că anul ăsta s-ar putea pe la sfârșit. Ar fi o... Ei vor foarte mult să ne ducă acolo la biserica respectivă. Au, știu eu, o locație unde vin români și petrec românește. Și ar fi un lucru extraordinar să scoateți o melodie folclorică cu accente de hip-hop, de rap, să vă trageți în spate corul artiștilor negri americani, să-l aveți pe MC Hammer, pe Prince în spate, pe ăstalalt, pe Jay-Z, pe renumitul Dr. Dre, pe Snoop Dogg exact, în spatele vostru și să-i învățați să cânte cu voi o muzică de hip-hop de codru. Eu mi-s Pevel din Banat, Pevely, Pevely. Cel mai the best boy din sat, Pevely, Pevely. Foarte, foarte tare. Sau cu genica lui Lopez, nu? Care și voce și tot cu Pitbull cântă. Ce-ar fi să mai cânte și cu Argus? Un Rottweiler. Da. Cum v-ați petrecut sărbătorile? Crăciunul în familie? Foarte frumos. V-ați colindat unii pe alții? Bineînțeles. Și la tine în cartier am fost la colindat și nu ne-ai auzit la trei noaptea. Deci am primit aplauze de la balcon. Așa. Voi ați fost cu ursul, mă, i-a sculat tot cartierul. Deci lumea credea că sunt cu ursul colegii. Eu eram, de fapt, cu o canadiană pe mine și credea că sunt ursul. Stai, să nu le încurci prea tare. Asta e o singură dată. Am făcut o gafă asemănătoare și mi-am primit-o pe mă. Ai de capul meu. M-am dus și am sunat la nașa la ușă cu soția. Exact de Crăciun. Le era stricat interfonul. Și-a ieșit nu puteam vorbi. Și a ieșit la etajul 2 și a stricat: cine-i? Pe geam. I-am prins-o pe soția de mână și am zis: să rămână, eu sunt Gabi, mă primiți cu capra. Ce mi-a dat două săptămâni. Hai de capul meu. Nu era vrâncioaia sus. Dacă ce tu ești dat, Gabi, mine? Dacă, ce mi-a încăpătat dacă era, Gabi, dacă era vrâncioaia sus, dacă tu ești Gabi, du-te înapoi. Unde să mă duc? E capra cu noi. Ok. Ce o să ne cântați astăzi? O să vă cântăm două melodii, una instrumentală. Și am înțeles că ați adus și clip? Și avem și un clip care vreau să-l difuzăm pentru că tot ne aflăm așa în preajma, încă mai suntem în preajma sărbătorilor. Da, și ne gândim cu drag la ziua îndrăgostiților, la Valentine's Day. Exact, vă pregătim ceva frumos. Vom veni și atunci. Ne gândim și la 8 martie, eu deja că am comandat florile pentru 8 martie, ne gândim și la 1 mai, că ce de a sărbători. Da, o să pregătim pentru Valentine's, pentru cei interesați, să pregătim o seară foarte, foarte frumoasă. O să punem noi anunț pe Facebook-ul Formația Argus, pe din nou se pare că vom sărbători Valentine's Day la aceeași locație unde am făcut și Revelionul. Da, foarte și frumos. Prin acest intermediu facem apel la toată lumea care s-a simțit bine, bineînțeles, în seara de Revelion și mai vor să petreacă cu noi, îi invităm tot acolo unde am petrecut Revelionul de Valentine's Day. Data o vom stabili și 12 februarie sau probabil, să vedem. Data o vom posta noi la site-ul nostru și de acolo vor afla.
Dragi telespectatori, de foarte mult timp suntem prieteni, sunt niște oameni extraordinari, atât ca și oameni, nu numai ca și artiști. Și ce pot să vă spun eu, că asta să-i ascult ore în șir, că nu mă plictisesc. Dacă sunt... mă întreabă lumea pe cine stau să ascult cu plăcere, sunt două. Argus și Florin Piersic. Restul mă plictisesc sau, de la voi. Cu alte cuvinte, suntem haioși și haioși. Dar totuși, de remarcat faptul că anul 2013 este anul în care tu ai slăbit. Este. Ai reușit să dai jos, după calculele mele, 230 de grame. Și ceva, 230 și un pic. Dieta, nu? Vreau să spun ceva. De altfel, în fiecare dimineață, fiecare slăbim. Bun. Suntem totuși limitați de timp. O să vă rog câteva cuvinte pentru telespectatorii înainte să cântați. Eu vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența. Și așa cum vă spuneam, aș face cu voi emisiune de 4 ore, că tot nu ne-am plictisit și lumea râde într-una. De ce? Aveți un efect așa, induceți buna dispoziție celor care intră în contact cu voi. Asta și vrem să facem întotdeauna și la anunț. În afară și... de Călin, care e mai serios. El acum probabil își formulează o idee. Formulează așa. Dar am vrea să transmitem încă o dată tuturor ionilor pozitivi și negativi la mulți ani, văsălicilor Nord-Vest TV la mulți ani încă o dată. Și să fie toată lumea sănătoasă. Cu bine să trecem și 2014, măcar ca și 2013. La mulți ani! Apropo de ai pomenit de Florin Piersic, mi-am adus aminte că eu cu Adi am avut ocazia să cântăm cu el în direct la nuntă, la colegul vostru, la Victor. La Victor. Și era așa o fază foarte tare, pe scurt vreau să trecem. Mai, după ce am terminat de cântat, am zis că te-l maestre, dar nu ne facem și o poză. Zice, ba da, de la ușă s-a întors înapoi să facă poză cu noi și atunci în momentul ăla, toți după el, și eu. Măi, fraților, zice, lăsați-mă că întârzi la avion. Așa că, dragi telespectatori, vă spunem un an nou fericit, la mulți ani, formația Argus o iubește, să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează surprize noi cât de curând, formația Argus o pregătește câteva melodii noi și, bineînțeles, Gabi o să fie cel care o să aibă parte de prima difuzare. Prima difuzare, asta vreau să spun. Pentru asta vreau să vă mulțumesc. Voi ați lansat de-a lungul anilor mai multe melodii în prima audiție la ceaiul de dimineață. Exact. Și după voi s-au luat și alții, dar voi ați deschis drumul. Păi da, așa este. A devenit o modă ca la ceaiul de dimineață să se lanseze melodii în prima audiție. Și noi am cântat și prima dată în direct. Da, voi ați cântat primii direct. Live, nu, da. Live. La o emisiune live. La coleg de-a vostru, da. Da. Știu de poveste, la Mitică. Așa. Adi... Da, doresc să urez tuturor sărbătorilor sincer la mulți ani, să fie un an 2014 foarte frumos, să fie sănătoși în primul rând și tot binele din lume pentru toți sărbătorenii, pentru toți prietenii noștri. Norbi? În primul rând vreau să zic la mulți ani, pentru că cumnata mea e și Nicoleta și Ioana și vreau să salut pe... A sărbătorit și pe 6 decembrie. Da, cum să... Și Moș Nicolae și Ionu. Da, exact. Vreau să salut pe nevasta mea, pe fiul meu și pe nepoata mea. La mulți ani. Stai, lasă microfonul la tine, întrebare de baraj. Numele ăsta Gheorghe, tu ți l-ai ales de scenă? Nu. Colegi. Gheorghe Norby Jackson sau cum? Exact. Bun. Eu vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența. O să vă rog să vă pregătiți să cântați. Între timp, tata Gabi zice bancul zilei. Da, foarte, foarte, foarte tare bancul zilei de azi. Mama îl ia la întrebări pe Bulișor. Auzi, mă, ia zi, mă, Bulișor, ce-o zis taică-tău aseară, mă, când a căzut pe scări? Mamă, zice Bulișor, să spun și înjurăturile. Nu, Bulișor, atunci n-a zis nimic. Așa, și cel de-al doilea, ce, întrebare, întreabă Ion pe Gheorghe, bă, Gheorghe, ce îi spui femeii care ți-a fost mereu aproape? Care te-a învățat mereu numai de bine. Te-a acceptat așa cum ești tu, cu bune și cu rele. Femeia care niciodată nu ți-a întors spatele la greu. Ce îi spui? Păi îi spun să rămână mamă. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Vă doresc un...
un gând bun, o zi bună, vreau să zic un weekend plăcut, dar acum mi-am adus aminte că e miercuri. Asta se datorează faptului că mi-am băut cam foarte târziu cafeaua astăzi, trebuia să încep dimineață bună cu cafelele, nu la ora 8. O zi bună vă doresc, ne întâlnim mâine dimineață la 7 fix pe Norvest TV. Da, cu mențiunea, după Argus, nu închideți televizorul, nu săriți de pe Norvest TV, că a ajuns la noi, mi-a deschis atâta ușa și a scos limba aia roză ca și cățelul de ciou ciou, Mr. Florin Mureșan. Intră și el imediat. Deci mi-a făcut așa, a deschis ușa și a făcut... Da, vine și Florin Mureșan. Acum cu joc și voie bună să petrecem împreună cu prietenii noștri de la Argus, Norbi, Călin, Dani și Adi. Ne vedem mâine. Muzicanții și nenașii și nenașii, cheamă la joc că sunt așii, hai da lume, hai. Muzicanții și nenașii și nenașii, cheamă la joc că sunt așii, hai da lume, hai. Hai da lume, hai. Sărbătoare, bucurie, socru mic și socru mare, zică-i veselie. Azi e zi de sărbătoare, bucurie, socru mic și socru mare, zică-i veselie, zică-i veselie. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Mireasa-i frumoasă tare ca o floare, ciocnește cu socra mare și cu fiecare. Mireasa-i frumoasă tare ca o floare, ciocnește cu socra mare și cu fiecare. Fiecare. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Socra mică, hop și nu mă înșel. Îi frumos și jinerică, mirele mă, o joacă pe socra mică, hop și nu mă înșel, hop și nu mă înșel. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Sus pe masă, hai nenașilor. Nici nenașii nu se lasă, nu se lasă. Și jochetă-ți sus pe masă, hai nenașilor, hai nenașilor. Muzicanții și nenașii și nenașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Muzicanții și nenașii și nenașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Muzicanții și nănașii și nănașii, cheamă la joc toți nuntașii, hai da lume, hai. Thank you.
umbla din deal în deal, rădăcina minar deal lume. Eu umbla din deal în deal, rădăcina minar deal lume. Eu îs ardelea, fac pălincă la cazan lume. Cine mi-intră în casă, îl pun cu mine la masă. Eu îs ardelea, fac pălincă la cazan lume. Cine mi-intră în casă, îl pun cu mine la masă. Hai, eu iubla din deal în deal, rădăcina din ardeal. Nu-mi uit limba și pământul când somn și-mi țin cuvântul. Nu-mi uit limba și pământul când somn și-mi țin cuvântul. Într-ai stăslănină și ardealul în inimă lume. Pe unde am umblat, cine îs nu am uitat lume. Într-ai stăslănină și ardealul în inimă lume. Pe unde am umblat, cine îs nu am uitat lume. Dar nu-mi uit limba nici pământul, că-n somn și-n țin cuvântul. Dragul mi-e la voie bună cu pretinii împreună. Dragul mi-e la voie bună cu pretinii împreună. Place-mi pălinca, dar nu mi-am băut mintea lume. Mândruță iubesc, e lucru nu mă feresc lume. Place-mi pălinca, dar nu mi-am băut mintea lume. Mândruță iubesc, e lucru nu mă feresc lume. Hai, dragul, vii la voie bună cu pretinii împreună. Ardealul-i lucru sfânt, nu-l dau și nu-l vând lume. Ardealul-i lucru sfânt, nu-l dau și nu-l vând lume. Așa-m învățat de la bătrânii din sat lume. Să fiu om cu tine până nu te lești de mine. Așa-m învățat de la bătrânii din sat lume. Să fiu om cu tine până nu te lești de mine. Ardealul-i lucru sfânt, nu îl dau și nu îl vând. Că așa am învățat e la bătrânii din sat. Hop și numai așa.